Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Sunteți pe canalul Corel Construct. Nu, astăzi nu fac grătar, facem o renovare de foișor. Haideți să întorc camera să vă arăt despre ce este vorba. Acesta este foișorul, a trebuit să spargem tot, toată gresia veche, să încercăm să-l readucem la viață cum trebuie, instalații electrică și așa mai departe, blatul de schimbat. Deja am început lucrarea. Aceasta este gresia, va trebui să punem o gresie stil parchet. Haideți că ne băgăm la treabă. Toată gresia este îndepărtată, acum urmează să luăm acest adeziv. Pregătim pentru autonivelant. Este în jur de ora 12, s-a reușit curățarea adezivului. După amiază o să mai rupem țurțurașii care mai avem. Și dacă reușim, dăm amorsă și turnăm și autonivelant. Ne vedem peste puțin. Având în vedere că sub foișor se află un beci, am etanșat bine trapa, am pus un scotch ca autonivelantul să nu intre înăuntru și nici să murdărească rama. După aia spuma o vom lua, se va dezlipi împreună cu acest scotch. Da, urmează să facem ultimele retușuri, vom sparge și acel blat și apoi îi dăm drumul cu amorsă. Am finalizat răzuirea întregei suprafeți, bineînțeles se știe, cu robotul care ăsta rupe fiecare țurțuraș. Ce am făcut și mi-am adus aminte, trebuia să pun și aici o spumă de etanșare ca autonivelantul să nu cadă jos. Aici deja s-a întărit ce trebuie, o să tăiem puțin cu carterul să îndreptăm. Amorsăm și vedem ce iese. Amorsa, o știți, vom folosi ceresit CT17. Este în jur de ora 15:30, suportul este gata, deja a început să se usuce din partea aia. Am folosit CT17 dat cu trafaletul și cu bidineaua pe colțuri în zona plintei. Așteptăm ca să se usuce și începem din această parte cu turnatul. Am început deja turnarea, bineînțeles folosim trafaletul cu țepi pentru spargerea bulelor. Este tot ce trebuie, s-a uscat amorsa. O să vă prezint un pic și materialul. Avem un material de la Duraziv. Cauciuc, spun ei aici. Îl băgăm la treabă. La fel, după 5 minute, recomandă cei de la Duraziv să așteptăm 5 minute
mestecarea să facă la o viteză mai mică și după 5 minute să amestecă din nou. Deci întotdeauna trebuie ajutată puțin. Nu înseamnă că dacă e șapă autonivelantă, se nivelează singură. O lăsăm cât de cât într-un strat generos. E recomandat să faceți într-o găleată care intre tot sacul odată, ca să respectați doza de apă. Această la Duraziv recomandă 6 litri la sac. Ok, după aia trecem puțin cu trafaletul cu țepi pentru spargerea bulelor și uniformizare. După câteva minute repetăm procedeul cu trafaletul. Este în jur de ora 18, am reușit finalizarea. Acolo avem puțin o mică nadă, nu ne-a ajuns materialul și a trebuit să mai luăm, dar nu e nicio problemă. Este totul în regulă. Cu siguranță, nu știu, mâine dacă începem cu montajul de gresie sau reparăm aici, trebuie să decopertăm și aceste scări. Trebuie să o lungim aici și în cealaltă parte. Este de treabă. Cam asta este, dragi prieteni, mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de acest canal, o seară frumoasă vă doresc, mâine suntem tot aici, chiar dacă este sâmbătă, continuăm proiectul nostru. Vă salut!